plan rolul pe care îl au femeile în evoluția spirituală a umanității. Ea a revenit zilele acestea pentru a treia oară în România, iar acum se află pentru prima dată în studioul Jurnalului Cultural alături de mine. Bună seara, doamnă Ryan, bine ați venit alături de noi în studioul Jurnalului. Thank you so much. Vă mulțumesc foarte mult, mă bucur să mă afl aici. Știu că în 2009 ați venit pentru prima dată în România pentru un pelerinaj la mănăstirile din Moldova și atunci s-a născut un volum, dacă pot să-l numesc așa, Igniting the Inner Life. Până să ajungem să vorbim despre acest volum, o să vă rog să-mi spuneți de ce ați ales să veniți aici în România. Well, I have some very good women friends. Am niște prietene foarte bune care în trecutul meu de călugăriță romano-catolică mi-au spus că ar fi foarte bine să cunosc poporul român și că dacă aș vizita mănăstirile de aici, aș rămâne cu o impresie foarte puternică despre România. Am fost captivată. M-au invitat, au continuat să mă invite încă de două ori și mă bucur foarte mult să mă aflu aici. Au avut dreptate. Și iată, acum țin în mână dovada aceasta. Haideți să vorbim un pic despre acest volum. Este vorba despre curajul de a începe un pelerinaj către tine însuți sau însăți, după caz. Cât de mult curaj îți trebuie să faci o astfel de călătorie? Este nevoie de mult curaj, pentru că o mare parte din cultura noastră ne face să ne concentrăm atenția în afara noastră, să ne concentrăm atenția pe orice altceva decât cele mai profunde sentimente ale noastre. Mulți dintre ei au înclinații și intuiții puternice despre ceea ce este real și cu toate astea suntem răpiți de viața cotidiană, suntem atât de ocupați tot timpul încât ne greu să ne întoarcem la inima noastră. Revenirea la sine este un proces îndelungat. Iată, acum reveniți în România pentru a treia oară și știu că ați mers la o mănăstire din Dobrogea alături de un grup de femei. Spuneți-ne un pic despre cum a fost experiența de acum, din 2012. A fost puțin diferit de cele de dinainte, pentru că această mănăstire pe care am vizitat-o în weekend este o mănăstire foarte activă, în sensul că se află la Techirbiol, am dreptate? Exact, există acolo un centru de terapie la Techirbiol. Și vezi oameni foarte diferiți care intră pe porțile acelei mănăstiri. Sunt oameni care vin pentru vindecare, sunt copii, sunt tineri, sunt vârstnici. Eu studiez oameni, îmi place să fiu în preajma lor și să mă aflu în acest sanctuar și să-i văd pe oameni cum intră acolo pentru a-și căuta vindecarea, pentru a-și căuta leagul. A fost o experiență minunată. Haideți să vorbim un pic. Știu că veți rămâne în România până în 11 iunie, unde vă poate vedea publicul? Există un centru extraordinar care se numește Seeds of Happiness, care sponsorizează foarte multe programe interesante din diverse tradiții spirituale. Voi fi acolo joi seara, vineri seara, toată ziua de sâmbătă și duminică și voi ține niște prelegeri și seminarii. Unul dintre seminarii se numește Roagă-te periculos. Haideți să încercăm să decriptăm puțin acest titlu. Despre ce este vorba? Sunt mai multe lucruri. În primul rând, noi spunem rugăciunile cu mare ușurință uneori. Mulți dintre noi spun Tatăl nostru, spunem facă-se voia ta. Dar chiar vrem asta? Este o rugăciune periculoasă. Dacă ceri ca voința Domnului să se facă în viața ta, e un lucru periculos. Eu invit oamenii să aibă o relație de adult cu rugăciunile, nu una copilărească. Ceva mai profund. Ceva cu care poate că s-au întâlnit înainte. Chiar așa se intitulează și acela. Iar acest volum vorbește despre experiența 24 de mari femei din marile religii ale lumii, pe care noastră ați avut ocazia să le întâlniți.
Nu le-am întâlnit pe toate, pentru că unele dintre ele muriseră cu mult timp înainte să am ocazia, cum ar fi Fecioara Maria. Dar sunt multe femei pe care fie le-am întâlnit, fie spiritul lor a avut un impact puternic asupra vieții mele. Cartea vorbește despre aceste femei, dar și despre propria mea călătorie. Avem nevoie de modele în drumul meu spiritual. Sunt prea mulți bărbați sfinți. Și am explorat și această latură. A fost o călătorie extraordinară. Pe care știu că i-ați petrecut într-o mănăstire romano-catolică, ați ales să urmați această cale spirituală în continuare și ați explorat și alte religii, budism, hinduism, sufism, iudaism. Haideți să vorbim puțin despre aceste femei care au puterea de a schimba ceva în calea noastră spirituală. Femeile schimbă lucrurile prin puterea propriei ființe. Mai mult decât prin puterea de a face lucruri. Unele dintre ele, cum ar fi Maica Teresa, au făcut o lucrare extraordinară ajutându-i pe săraci. Dar ființa ei, felul ei de a fi, dragostea pe care o dăruia, a făcut o schimbare în viețile oamenilor. Atunci când am întâlnit aceste femei din diferite tradiții spirituale, nu era atât de important faptul că mă atrăgeau prin ceea ce făceau, ci erau foarte liniștitoare, odihnitoare prin propria lor natură. Puteai să stai de vorbă cu ele cu atâta liniște și cu atâta forță care inspira. Și cred că tinerele au nevoie de asta. Jurnal. Sunteți una dintre acele femei. Mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, continuăm.